În seria noastră de emisiuni, Dialoguri pentru Sănătate, am venit în vizită la Institutul de Bioresurse Alimentare ca să stăm de vorbă cu doamna dr. Cristina Mateescu, care, în același timp, este și președinta Comisiei Științifice de Apiterapie din cadrul Organizației Mondiale Apimondia. Astăzi, aș vrea să vorbim puțin despre mierea de tei românească. Când să o aleagă consumatorii și pentru ce anume este indicată? Mierea de tei românească este, aș zice, o bogăție, la fel ca și mierea de salcâm. Pentru că România este plină de masive de tei, aș putea spune chiar că cele mai mari masive de tei se găsesc în țara noastră. Și aș putea să vă spun, dacă cineva merge spre Delta, spre mare, pe vechiul drum, se va bucura de parfumul pădurilor de tei din zona județului Tulcea, din zona Ciucurova, unde este plin și tei în floare și veți vedea nenumărate albine la lucru. Da, mierea de tei este pentru noi cel puțin mai mult decât din punct de vedere gustativ, pentru că este o miere foarte dulce și foarte parfumată, nu foarte multă lume agrează acest lucru. Însă, din punct de vedere al potențialului său terapeutic, este foarte bună, pentru că, așa cum știm și bem ceai din flori de tei, atunci când suntem, fie că avem o insomnie și vrem să ne liniștim, suntem mai agitați, tot așa o miere de tei ne poate ajuta pentru probleme ale sistemului nervos, pentru stări de anxietate, chiar și pentru stările de depresie. Dar poate că cea mai faimoasă este mierea de tei pentru acțiunea sa asupra sistemului respirator, asupra gâtului, asupra plămânilor și bronșiilor, pentru că are capacitatea de a stimula și a ușura secreția de mucus în condițiile în care avem un sistem respirator foarte încărcat. Mierea de tei are această capacitate de a fluidiza mucusul și a permite deci o aerisire a căilor aeriene. De asemenea, este foarte bună pe sistemul digestiv, de asemenea, la nivelul mucoasei gastrice, pentru că acoperă peretele gastric, asigurându-i protecție, și ca orice miere are și acțiune antibacteriană. Toată mierea, indiferent de ce provenianță ar fi ea, datorită compoziției, datorită efectului osmotic, datorită compoziției în zaharuri, are efect antibacterian. Adică, cum se manifestă, o să ziceți? Păi foarte bine, dacă ea e plină de zaharuri. Deci zaharurile au capacitatea de a absorbi apa, da? Când suntem arși, punem miere pe arsură și atunci nu se mai formează bășică. Mierea acționează asupra bacteriei, extrăgând apa din corpul bacterian, bacteria nu se mai poate multiplica sau moare. Iată de ce efectul este antibacterian. De asemenea, are efecte foarte bune pe sistemul hepatobiliar, pentru că stimulează secreția de bilă. Pentru persoanele care au o digestie mai dificilă și secrețiile hepatobiliare nu sunt suficiente, poate ajuta foarte bine o linguriță de miere de tei. Aș mai spune de asemenea că nu este deloc de neglijat în a fi utilizate pentru afecțiuni ale pielii, pentru că componenta volatilă a acestei miere atât de parfumate este foarte bună în tratarea unor infecții ale pielii. Aș zice chiar că pe anumite răni cu supurație ar fi foarte bună. Nu este de neglijat și faptul că mierea de tei începe să cristalizeze. Da, dar asta într-adevăr e o problemă, pentru că publicul evită mierea cristalizată. Din păcate face o greșeală uriașă, pentru că singura dovadă, dacă vreți, că mierea este absolut naturală, este această cristalizare. O cristalizare uniformă în masă, care ce înseamnă de fapt? Înseamnă un raport între glucoza și fructoza, care sunt elementele de bază în orice fel de miere, și cu cât glucoza este mai multă și este și mai dulce, cu atât procesul de cristalizare se întâmplă mai repede. Asta nu înseamnă că mierea este mai puțin bună, dimpotrivă. Oferă un beneficiu prin faptul că poate fi tartinabilă, deci copiii pot mânca fără să se umple până la urechi de miere și să curgă pe ei. Și este și foarte bună, foarte parfumată. La mierea de tei, însă fiind foarte, foarte dulce, se recomandă pentru cei care nu suportă foarte tare dulcele să o amestece și cu alte sortimente de miere. De asemenea, poate fi consumată pentru răceli cu lămâie,
cu rezultate excepționale pentru afecțiunile gâtului. Se pot face măști cu astfel de miere pentru doamne care doresc să-și păstreze prospețimea, să-și hidrateze tenul, să fie un ten curat și luminos. Și recomandăm cu căldură să consumăm mierea noastră. Mierea noastră de tei din România, care este excepțională, cu un parfum minunat. Și vă garantez că cei care vor încerca să o consume vor vedea cât este de bună și de plăcută. Și în tradiția noastră, oricum, teiul era foarte apreciat, și florile de tei, și ceaiul din flori de tei, și, bineînțeles, și mierea de tei. Pe principiul transmiterii principiilor active de la plantă în nectar și în polen, pentru că mierea de tei, ca o paranteză, este foarte bogată în polen, ceea ce o face să fie foarte bună și pentru întărirea sistemului imunitar. Asta înseamnă că nu putem decât să avem beneficii de pe urma consumului acestui minunat produs pe care albinele se străduie să-l facă pentru noi. Și este și mierea de tei cu un efect liniștitor, așa exact. Cum este și ceaiul de tei? Exact. Pentru probleme de sistem nervos, de agitație, chiar și copilașilor când sunt mici, le putem da un ceai de tei cu o linguriță de miere. Bine, să respectăm acea vârstă care se vorbește. De peste un an, am înțeles. E, s-a mai scăzut, s-a ajuns la 6 luni acum. Și cred că curând se va scădea de tot, pentru că nu există un aliment mai bogat. Sigur că la 6 luni începe diversificarea. Pe vremurile noastre, când eram noi mai tinere, eram eu mai tânără, că am crescut și eu un copil, nu am avut această chestie, nu explodase ideea de botulism infantil și pot să vă spun că nimic nu oferă o mai bună creștere staturoponderală a copilului decât mierea. Așadar, mierea trebuie inclusă în alimentația copiilor, mai ales în perioada de creștere, dar și în alimentația noastră a adulților, ca să fim mai puțin stresați, ca să avem o digestie mai ușoară și până la urmă să fim cu totul și cu totul mai sănătoși. Să nu uităm că până la urmă mierea conține glucoză și fructoză, da? Sunt niște zaharuri care hrănesc creierul, deci iată de ce și un creier obosit și un creier mai puțin nervos poate fi ajutat de miere, de orice fel de miere. Totul este să încercăm să o consumăm și să nu avem, că am auzit că există veganii, de exemplu, o refuză, pentru că este produsă de albine, deci este de origine animală. Totuși, să nu exagerăm prea mult. Da, până la urmă, limitele sigur, sunt bune și apoi este opțiunea fiecăruia, dar recomandarea noastră ar fi că tocmai pentru a le îmbogăți un pic alimentația, mierea nu poate să facă decât bine. Până la urmă vine din nectarul florilor. Noi vă mulțumim tare mult vă mulțumesc și sperăm să încercați mierea de tei românească.